Asociația Haydn Rösslein va derula, începând cu data de 20 decembrie 2020, proiectul Managementul Participativ al Siturilor Natura 2000, Pricop, Huta Certeze, Tisa Superioară și al Ariei Naționale Protejate Pădurea Ronișoara, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă protecția și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității și patrimoniului natural prin dezvoltarea cadrului de management al siturilor Tisa Superioară, Pădurea Ronișoara și planul de management pentru Pricop Huta Certeze, precum și conștientizarea comunităților și autorităților locale privind rolul și importanța rețelei Natura 2000. Asociația Haydn Rösslein este o asociație înființată în 1990, 30 aprilie. Deci, ca și activitate, am plinit 30 de ani de activitate. Are o parte socială și de 20 de ani lucrăm în protecția mediului. În protecția mediului, cu echipa de la Universitatea Nord Biologie, în momentul de față Universitate Tehnică Cluj-Napoca, am făcut pionerat în România. Din 2011, Asociația Haydn Rösslein a fost custodă de pe arele protejate sit în Natura 2000 Tisa Superioară și din 2014 Pricop Huta Certeze și a avut printre obligații și elaborarea planurilor de management pentru aceste arii. Este un proiect care va reglementa toate activitățile care se desfășoară în aceste situri Natura 2000. Ceea ce este inovativ, că vom elabora planurile de management participativ împreună cu comunitățile locale, cu factorii interesați, formatori de opinii, factori decizionali. Deci noi umblăm din comună în comună, din localitate în localitate și culegem informații. La fel, ceea ce este noutate, că noi nu avem sursă de informare, fiind vorba de zona de graniță, a fost interzisă această activitate de cercetare chiar pe graniță și în momentul de față trebuie să culegem atât informații legate de valorile naturale, cât și de valori culturale, patrimoniale, ceea ce este în beneficiul comunităților locale. Obiectivul general se regăsește chiar în spatele meu, se vede, dar rezultatul este cel mai important, adică elaborarea planurilor de management. România în momentul de față are infringement pentru siturile Natura 2000, avem obligații și responsabilități foarte mari pentru corectitudinea elaborării planurilor de management. Deci, specialiștii, experții, asociației care sunt de nivel universitar, colindă malurile Tisei, malurile Ronișoarei. Deci, efectiv, se ia fiecare localitate la pas pentru a stabili ce avem concret, care este realitatea din teren. Deci, dacă ne vedeți specialiștii, trebuie să știți că lucrează foarte, foarte mult pentru că nu avem de unde copia și vrem să spunem că în momentul de față trebuie să lucrăm foarte, foarte serios. În momentul în care vei avea date false, tot managementul va fi defectuos, iar Comisia Europeană are dreptul de a refuza aceste planuri de management. Proiectul are o durată de 3 ani. Unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect este creșterea gradului de informare și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța biodiversității din zona de proiect. Acești 3 ani, 2 ani vom acoperi și cu workshop-uri, cu consultări, cu informare, că trebuie să fim în mijlocul comunităților locale și să-i ascultăm ca să ni se spună. Când au văzut, de exemplu, ultima dată lustriță, dacă cine a aruncat gunoaiele pe Tisa, care este o catastrofă națională, de ce se depozitează deșeuri de toate felurile pe malul Tisei sau în pădure. Am găsit azbest în pădure.
Deci este o crimă împotriva sănătății noastre. Nu spunem doar de pădure, ci vorbim de sănătatea noastră când vorbim de azbest. O problemă este că aceste comunități urăsc existența arilor protejate. Au impresia că totul se reduce la a interzice anumite activități. Trebuie să îi învățăm, să învățăm care sunt beneficiile existenței arilor protejate. Un alt obiectiv al proiectului este și de a informa comunitatea despre posibilitățile de valorificare a arilor naturale protejate. Grupul țintă, alcătuit din 1273 de persoane, este format din liderii de opinie din comunitățile care fac ținta acestui proiect. În momentul de față avem brandul produs în arie protejată. Este un brand al Agenției Naționale care vrea să învețe comunitățile cum să-și valorifice produsele, că dacă provin din arie protejată, au valoare inestimabilă, să nu mai fie risipite. De exemplu, avem fructe de pădure, plante medicinale, miere, ciuperci, care se vând la 2, 3, 5 lei, dar nu rămâne nimic în beneficiul comunității. Este un venit minim care se risipește de îndată. Deci, valorificând aceste produse și altele, de exemplu, și zacusca care se face în casă, sau brânza de capră, sau toate felurile de brânzeturi, sau leurdă, de ce nu putem să le valorificăm sub brand? Și atunci, punând marca, înseamnă plus valoare. Nu de mică importanță sunt liderii comunității locale, nu doar liderii de influență, ci și liderii efectivi ai comunităților locale, care pot în consiliile locale să adopte hotărâri și hotărâri cu efecte legislative asupra protejării efective a rezervelor de biodiversitate. Eu cred că am acoperit aproape întreg spectrul celor care au un cuvânt de spus în comportamentul nostru vis-a-vis de biosferă și de biodiversitate. În ce constau aceste conștientizări? Avem întâlniri efective cu ei, atât în spațiu de școală, de clasă, cât și în natură. Facem excursii tematice cu ei pentru a le arăta parte din echilibrele sau dezechilibrele întâlnite în natură, pentru a le arăta speciile care sunt vulnerabile și a-i conștientiza asupra existenței lor, pentru că de multe ori o specie de amfibian, de reptilă, de șopârlă sau nu le spune ceva. Una dintre practici, de exemplu, ar fi păstrarea unui aliniament de tufărișuri, tufărișuri care pot să fie de alun, pot să fie de păducel, de porumbar, de jur împrejurul terenurilor cultivate. Respectiv, pe liziera terenului cultivat, la mejda cu alt teren cultivat, să păstreze un aliniament de arbuști fructiferi, care pe de o parte sunt rezervă de hrană pentru păsări, dar și pentru alte specii de animale, dar și un culoar prin care animalele pot să migreze dintr-o zonă în alta, un fel de culoar ecologic care să reîntregească sau să contracareze fragmentarea accentuată a habitatelor. Un metru de astfel de aliniament de tufărișuri nu îi prejudicează recolta, dar îi poate crea o barieră și pentru căprioare sau mistreț sau alte animale sălbatice care ar putea pătrunde pe terenul său, dar în același timp contracarează mare parte din impactul generat de terenul cultivat asupra zonelor naturale. Asociația Haydn Röslein invită persoanele și organizațiile interesate la conferința de lansare a proiectului, care va avea loc în data de 9 septembrie, ora 10:30, la Muzeul Satului din Baia Mare.